Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri. Cu mine Nicolae Negru. Și cu mine Igor Boțan. Iar această discuție este înregistrată joi 16 februarie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Guvernul a picat, trăiască guvernul. Cât de mult și în numele căror necesități s-a reînnoit vechiul cabinet de miniștri. Prietenul la complot se cunoaște. Occidentul susține că nu va lăsa singură în fața unei lovituri de stat de inspirație rusească guvernarea pro-europeană. Rusia neagă că ar urzi planuri de a o debarca, dar spune că aceasta nu reprezintă interesele poporului. Criminale, cum le numește guvernarea, doar protestatare, cum se înfățișează, formațiunea Șor și toate derivatele ei nu renunță la manifestațiile anunțate și își doresc părtași la ele din rândul opoziției ostile guvernării. De ce au plecat? De ce ar mai fi rămas demisii pe conveier ale magistraților? Parlamentul a investit în această zi de joi cu votul majorității PAS, guvernul condus de Dorin Recean. Instalat la mai puțin de o săptămână de la demisia cabinetului Nataliei Gavrilița, noul executiv este doar parțial reînnoit. În noua echipă vor fi patru miniștri noi, în fruntea Ministerului Justiției, al Finanțelor, al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, precum și al Energiei. Nicolae, cu această nouă, dar preponderent veche componență a cabinetului, ce efect al schimbării crezi că vom urmări în continuare? Rămâne să vedem. Fața unui guvern este în primul rând prim-ministru. Avem un prim-ministru nou, dar avem foarte mulți miniștri din precedentul guvern. E adevărat că în punctele cheie, persoanele emblematice ale fostului guvern au fost schimbate. Mă refer în cazul de față la ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, domnul Spânu. Am înțeles că dumnealui nu a dorit să participe, să facă parte din noul guvern și cred că e bine, e rezonabil. Și altă figură emblematică a fostei guvernări este ministrul justiției, domnul Sergiu Litvinenko. Și dumnealui nu a vrut să facă parte din acest guvern, cel puțin așa se spune, a vrut sau nu, sau poate li s-a sugerat. Eu cred că mai curând li s-a sugerat, fiindcă este aici și un element, cum să zic, că ofensator atunci când toți, aproape toți rămân și unul, doi, tu trebuie să pleci sau cineva care a fost tot timpul în ochii publicului, în centrul atenției, mă refer acum la domnul Spânu și dintr-o dată nu face parte din guvern, cineva poate crede că el era problema guvernului precedent. Dar va depinde cum se va manifesta până la urmă acest guvern, dacă va arăta diferit de guvernul celălalt. Faptele până la urmă vor determina succesul sau insuccesul unui guvern. Igor, ce așteptări sunt îndreptățite în privința acestui guvern față de cele poate neîmplinite care au fost în cazul cabinetului Gavrilița? Cred că guvernul Gavriliță, care a avut și performanțe, trebuie să recunoaștem acest lucru, chiar trebuia schimbat, putea să mai activeze până la sfârșitul, hai să spunem, sezonului rece, când toate nereușitele le lua pe umerii săi guvernul Gavriliță și începea o pagină nouă în guvernarea Republicii Moldova cu o nouă guvernare. De obicei, așa se face. Acum, în privința necesității schimbării guvernului,
Noi înțelegem cu toții că guvernul Gavriliță a fost investit în anumite circumstanțe, când prioritățile erau foarte clare și reieșeau din programul de electoral al partidului PAS, care a vins la alegeri. Da, deja a început furtuna și destabilizarea energetică pe întreg continentul european, dar erau cu totul alte circumstanțe. Ulterior a intervenit această invazie rusească în Ucraina și lucrurile s-au schimbat în mod cardinal. Guvernul nu poate activa de capul lui. Guvernul este obligat să activeze în baza unui program care este votat de Parlament, iar lucrurile s-au schimbat atât de mult că acel program care a fost adoptat în august 2021 este deja depășit din cauza circumstanțelor care au intervenit. Deci era nevoie de a schimba programul de guvernare și acest lucru necesită schimbarea guvernului per se. Acum, eu nu sunt de acord cu criticii care spun că demisia guvernului, de fapt, a avut drept scop să o înlăture pe doamna Natalia Gavriliță. Nu este adevărat. Dacă ne uităm la noua componență, din 16 persoane, 9 sunt persoane care nu au fost în guvernul inițial al Nataliei Gavriliță. Deci s-a schimbat premierul, s-a schimbat structura guvernului, deci nu mai avem un ministru fără portofel pentru digitalizare. În schimb, un minister monstru a fost divizat în două pentru că sarcinile pe care le avea acel minister al infrastructurii, dezvoltării regionale și energeticii, deci era unul considerat guvern în cadrul guvernului. Deci sunt mai multe aspecte care trebuie luate în considerație, care trebuiau actualizate, pornind de la circumstanțele noi pe care le avem. Și încă un lucru foarte important. Doamna Natalia Gavriliță este expert în domeniul financiar și am văzut că accentele inițiale erau legate de proiecte sociale preponderent, proiecte de infrastructură și așa mai departe. În actuale circumstanțe, noi vedem că accentele se schimbă. E vorba despre necesitatea unui management mult mai puternic, deci e nevoie de un prim-ministru care este specialist în domeniul managementului și în domeniul securității. Deci dacă punem toate aceste lucruri împreună, vedem că se impuneau astfel de modificări, numai că, așa cum spuneam, se putea aștepta până când toate poverile grele, fiindcă oricum Natalia Gavriliță a fost prim-ministru care a avut de la independența Republicii Moldova cea mai dificilă sarcină să facă față unor provocări pe care niciun guvern nu le-a întâmpinat, poate cu excepția guvernului lui Valeriu Muravski, atunci când am avut faza fierbinte a conflictului din Transnistria. Dar oricum atunci situația nu era atât de periculoasă cum este în prezent. Dar mi se pare că guvernarea are de acum siguranța ieșirii din perioada de iarnă, nu vom îngheța, este gaz suficient în rezerve și în România și în Ucraina, dar se apropie alegerile locale, generale, foarte importante pentru actuala guvernare, dar de fapt și pentru toate partidele. Și trebuie să spunem că guvernul Nataliei Gavriliță a acumulat un bagaj de imagine negativă foarte mare și timp a rămas foarte puțin până se va debarasa partidul de guvernământ de acest bagaj. De ce? Eu cred că s-a procedat foarte repede și foarte brusc s-a produs această demisie. În esență, nu s-a schimbat programul de guvernare, s-au schimbat anumite accente. Ceea ce am observat eu nou e o schimbare, într-adevăr, de atitudine față de Rusia. Interesant că dacă în programul de guvernare a Nataliei Gavriliță se vorbea despre comunitatea statelor independente, despre relațiile cu Rusia, dacă guvernul Nataliei Gavriliță spera încă că Rusia va elimina acele bariere în calea exporturilor din Republica Moldova, acum CSI nu mai este pomenit deloc și Rusia nu figurează printre partenerii strategici ai Republicii Moldova.
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat pe 9 februarie la Bruxelles, în cadrul unui summit special al Uniunii Europene, că Ucraina ar fi intrat în posesia unui plan al Rusiei de a distruge democrația în Republica Moldova pentru a prelua controlul asupra țării. Я говорив з пані Сандою і поінформував її про те, що вдалося перехопити наші розвідці і детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Volodymyr Zelensky a spus că a informat-o despre presupusul plan al Rusiei pe președinta Maia Sandu, care avea să precizeze luni 13 februarie că... Declarațiile președintelui Zelensky despre planurile Federației Ruse de destabilizare a Republicii Moldova au fost confirmate de instituțiile noastre. Scopul acestor acțiuni este răsturnarea ordinii constituționale, schimbarea puterii legitime de la Chișinău pe una ilegitimă, care să pună țara noastră la dispoziția Rusiei pentru a opri procesul de integrare europeană, dar și pentru ca Moldova să poată fi folosită de Rusia în războiul ei împotriva Ucrainei. Încercările Kremlinului de a aduce violența în țara noastră nu vor reuși. Au urmat mesaje de încurajare și solidarizare pentru guvernarea moldoveană din partea unor înalți oficiali europeni și americani, care au spus că Republica Moldova nu va rămâne singură în fața acestor provocări. Igor, cât de îngrijorătoare pot fi văzute aceste relatări despre un complot rusesc pentru răsturnarea puterii în Republica Moldova și cum se pot materializa la modul practic asigurările partenerilor occidentali că Republica Moldova nu va rămâne singură în fața acestor pericole confirmate explicit de autoritățile de la Chișinău? Îngrijorările exprimate de doamna președinte trebuie tratate cu cea mai mare seriozitate. Noi, acum, de curând, de un an de zile, avem o experiență foarte, foarte proastă, negativă, referitoare la comportamentul Rusiei. Noi vedem că Rusia nu mai are niciun fel de credibilitate. Noi vedem că au fost elaborate și anunțate planuri exact în preajma începerii războiului, că Rusia vrea să destabilizeze întreg spațiul sovietic și în aceste teritorii destabilizate să vină și să-și instaureze regimurile marionetă. Cum se poate materializa acest sprijin exprimat explicit de partenerii europeni? În primul rând, acest sprijin chiar acum îl vedem cum se exprimă prin avertismentele care vin în adresa guvernării de la Chișinău că există acest pericol și avertismentul vine în baza culegerilor de informații prin intermediul structurilor specializate și pentru asta trebuie să le spunem mulțumim că suntem avertizați. La asta trebuie să adăugăm că acum 2 luni de zile șeful SIS-ului din Republica Moldova practic a anunțat același lucru. Ne-a spus că există planuri despre care autoritățile Republicii Moldova sunt informate de destabilizarea Republicii Moldova și eventual de acțiuni militare împotriva Republicii Moldova. Deci noi nu putem ignora aceste lucruri, trebuie să le punem ca un puzzle toate împreună, plus ne amintim ce clipe am trăit noi, cetățenii Republicii Moldova, în luna aprilie anului trecut, atunci când rușii cotropise insula Șerpelor și bombardau sudul Basarabiei și eram cu toții practic convinși că se pregătește escală a trupilor marine pe teritoriul Basarabiei de Sud cu scopul care? Transnistria sau Republica Moldova, instaurarea unui regim marionetă aici la Chișinău, exact așa cum prevedeau textele ex-consilierului lui Putin, care spunea că gata, s-a terminat, Rusia nu mai ține la documentele semnate în cadrul OCSE, convențiile de la Paris după destrămarea Uniunii Sovietice și așa mai departe. Și există situația internă. În luna octombrie, dacă nu greșesc, aici la Chișinău a fost constituit chipurile un comitet de salvare națională, din care fac parte Partidul Șor, reprezentanții Partidului Comuniștilor, alte partide cu fugari în afara țării, care și-au pus scop clar în piață, în locuri publice, că vor să doboare guvernul legitim din Republica Moldova. Deci toate aceste lucruri, dacă le punem împreună, vedem că lucrurile sunt foarte, foarte complicate. Nicolae, în ce măsură acest plan atribuit Rusiei ar fi irealizabil
datorită sprijinului pe care îl oferă Republica Moldova statele europene, România, în primul rând Statele Unite, mai ales că mai nou ministrul rus de externe Sergei Lavrov, deși neagă că Moscova ar urzi vreun complot pentru schimbarea puterii la Chișinău, declară deschis despre guvernarea moldoveană că aceste politici все-таки не отражают интересы своего народа. Acești politicieni, spune, iată, domnul Lavrov, nu reprezintă interesele poporului Republicii Moldova. Domnul Lavrov se mai referă la relațiile Rusiei cu Găgăuzia, cum s-a exprimat el. Iarăși e un semnal că se coace ceva aici. Vorbește despre faptul că Republica Moldova nu ar dori reglementarea transnistreană, mai bine zis că Occidentul ar împinge Republica Moldova pe o rezolvare violentă a problematicii transnistrene, dar multe semnale se adună că la Moscova se urzește ceva. Poate Occidentul, pot partenerii noștri să ne ajute să rezistăm? Eu cred că pot, fiindcă dacă nu se pornește pe cale militară Rusia să răstoarne guvernarea, dar numai pe cale diversionistă, eu cred că partenerii noștri ne pot ajuta în primul rând cu informație, în a doilea rând cu diferite mijloace tehnice și așa mai departe, chiar cu competență, cu anumite sfaturi și în unele situații, desigur că, așa cum s-a sugerat, s-ar putea să vină ajutor și nemijlocit, fizic, să zicem așa. Așa numita mișcare pentru popor, inițiată și în numele căreia vorbește partidul Șora, a anunțat că nu va renunța la protestele anunțate pentru duminică, chiar dacă este văzută de autorități ca parte a complotului atribuit Rusiei împotriva regimului constituțional al Republicii Moldova. O fruntașă a formațiunii a chemat mai multe partide să se alăture manifestațiilor anunțate, în condițiile în care partide ale opoziției pro-ruse au învinuit deja guvernarea că ar folosi complotul provenit din Rusia ca pretext pentru răfoiala cu adversarii politici. Nicolae, președinta Maia Sandu a calificat formațiunea Șor și toate derivatele ei, cum a spus, drept grupări criminale pe care s-ar miza în complotul rusesc. În această logică, care pot fi acțiunile autorităților față de protestele anunțate de acestea? Trebuie să atragem atenția asupra faptului că protestele au mai existat, au mai fost organizate, pe urmă s-au stins și acum, ca și cum e vorba de a doua respirație a acestor proteste, putem lansa ipoteza că cineva împinge partidul Șor să le organizeze. Uitați-vă și revendicarea care este pusă, e una așa absurdă, ajunge la absurd, ca guvernarea să plătească toate facturile cetățenilor Republicii Moldova pe perioada iernii. De ce toată factura trebuie să o plătească guvernarea? Când s-a mai întâmplat așa ceva? Ce guvernare a mai plătit aceste facturi? De ce nu s-ar cere, de exemplu, că și Rusia să plătească dacă e așa de prietenă? Fiindcă din cauza ei s-au ridicat prețurile și din cauza ei suferă cetățenii Republicii Moldova. Păi iată, tot accentul, toată vina se pune pe seama guvernării și asta înseamnă că e vorba de o provocare, că aceste formațiuni vor să provoace cetățenii să iasă neapărat în stradă, dar mai bine zis să le dea o motivație unor, să zicem, presupuși diversioniști. Și bine a făcut guvernarea în cazul de față, din punctul meu de vedere, că încearcă să închide porțile, adică să nu intre în Republica Moldova oricine dorește și de oriunde dorește. Și există aceste mecanisme legate de starea de urgență care s-a instituit în Republica Moldova și pot în unele cazuri folosite aceste mecanisme, mai ales dacă vine informație suficientă din partea SIS-ului
că acești protestatari pregătesc anumite, să zicem, destabilizări neconforme cu pluralismul, neconforme cu legea. Și, de altfel, SIS-ul și guvernarea au folosit aceste mecanisme. Ne aducem aminte cum au mers și au găsit bani la unii reprezentanți ai partidului și bani neînregistrați. Igor, care este probabilitatea ca formațiunile invitate de partidul Șor se vor alătura protestelor anunțate și cum, de fapt, ar trebui să delimiteze autoritățile protestele corecte, ca să spunem așa, de cele ca făcând parte din complotul rusesc? Guvernarea trebuie să asigure dreptul cetățenilor la proteste, chiar dacă aceste proteste ni se par aberante, pentru că eu aș înțelege cel puțin intențiile adevărate ale Partidului Șor dacă Partidul Șor ar spune altfel. Ar spune: stimați cetățeni, iată, vrem alegeri anticipate și noi, Partidul Șor, vă asigurăm că dacă ne votați, noi, Partidul Șor, vom achita toate facturile voastre. Dacă ar vorbi așa, eu aș înțelege că încearcă să convingă cetățenii. Nu fac chestia asta și nu spun că guvernul a creat un fond special de 5 miliarde de lei tocmai pentru a acoperi parțial, dar parțial foarte substanțial, cheltuielile cetățenilor. Deci este o provocație, o provocare politică, acum în privința aderării altor partide din opoziție. Deci această idee aparține nu doar Partidului Șor, ci și ex-președintelui Igor Dodon, care, dacă nu greșesc eu, în prima jumătate a lunii ianuarie, a sugerat același lucru, ca toate partidele să meargă împreună cu Partidul Șor și să creeze o mișcare protestatară largă. Această invitația a domnului Dodon nu a fost auzită de alte partide de opoziție. Mai mult decât atât, noi știm că un șir de partide de opoziție au constituit o platformă comună pentru a-și exprima, deci, atitudinea față de guvernare în comun, dar separat de Partidul Șor, pentru că aceste partide au declarat foarte clar că nu pot să se așeze împreună cu Partidul Șor, care este toxic, nociv, pentru a organiza activități comune. Deci vom vedea. Deja ne-am convins că Igor Dodon acceptă ca Partidul Socialiștilor să fie împreună cu Partidul Șor, deși ne amintim că în anul 2020 Igor Dodon, în calitate de șef al statului, îl numea pe Ilan Șor criminal, bandit, deci toate epitetele cele mai alese le folosea în adresa lui Ilan Șor. De aceea protestele trebuie tratate în conformitate cu drepturile constituționale ale cetățenilor, protestați doar pașnic, și asta e ceea ce se cere de la actuala guvernare. Eu cred că pe liderii opoziției îi influențează și faptul că Partidul Șor, și Șor nemijlocit, figurează în lista de sancțiune a Departamentului de Stat al Statelor Unite. Patru membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au depus cereri de demisie din funcția de judecători pe 14 februarie într-o mișcare care amenință să paralizeze activitatea principalului organ de autoadministrare a sistemului judecătoresc. Cu o zi mai devreme au depus cereri de demisie 13 judecători ai Curții Supreme de Justiție și 2 magistrate de la Curtea de Apel Chișinău. Cererile au fost aprobate de CSM tot la 14 februarie, dar mai trebuie acceptate de președinta Maia Sandu. Igor, ce se întâmplă? Cum se poate judeca despre acest exod al judecătorilor? Din punctul meu de vedere, cred că acești judecători de la Curtea Supremă de Justiție au luat în considerație proiectul de lege care a fost publicat, că toți judecătorii respectivi vor trece prin procedura de verificare, iar cei care demisionează benevol, deci, sunt absolviți de acest lucru. Acum, atitudinea mea față de modul în care are loc curățarea sistemului judecătoresc din Republica Moldova este mai degrabă critică, pentru că am văzut cazuri când judecătorii erau puși, unii dintre judecători erau puși în situația să justifice lucruri
care cumva îi umilesc. Cel puțin este părerea mea. Eu înțeleg că curățarea trebuie să aibă loc, eu înțeleg că în primul rând trebuie curățați din sistemul judecător cei care au comis fapte reprobabile și care pot fi dovedite, însă punerea judecătorilor în situația în care ei trebuie să justifice orice proprietate pe care o au, mie mi se pare că este excesiv de dură. De aceea cred că acești judecători de la Curtea Supremă de Justiție au decis să nu apară în spațiu public și eventual să fie umiliți pentru a fi puși să justifice lucruri care ei consideră că sunt oarecum banale. Nicolae, o problemă nu doar cu judecătorii, ci și la Consiliul Superior al Procurorilor, care nu poate atinge cvorumul pentru a se convoca. Care pot fi consecințele și până unde se poate ajunge? Ceea ce aș vrea eu să adaug la ceea ce a spus Igor e că judecătorii, procurorii sunt de fapt produsul sistemului vechi. Acum avem un sistem în schimbare. Și e firesc într-un fel ca ei să opună oarecare rezistență. Ei sunt produsul și acum se pomenesc într-un fel și victimele, fiindcă ei au fost puși în situația că a câștiga niște bani în afara, să zicem așa, legii este un lucru normal, chiar erau încurajați în unele cazuri să facă lucrul ăsta. Acum regulile jocului se schimbă și asta îi prinde nepregătiți pe ei. Unii chiar se revoltă. O plecare e un fel de semn de revoltă, că noi suntem umiliți prin felul ăsta, prin această evaluare, prin aceste verificări care, da, sunt în unele cazuri la limita legală. Și asta nu o spun eu, dar o spun unii experți. Dar asta e atunci când faci o revoluție, atunci când faci ceva nou, desigur că trebuie să treci peste asta. În privința procurorilor și chiar în privința judecătorilor, noi nu știm ce va fi cu Consiliul Superior al Magistraturii. Pe data de 17 martie am înțeles că se va face o adunare generală a judecătorilor. Va reuși această adunare? Nu se va face și acolo o lovitură? Nu putem spune. Aici cu procurorii iarăși trebuie să așteptăm până se încheie acest proces de verificare, de reveting și dacă se adună numărul necesar de procurori integre. Dacă nu se adună numărul necesar, atunci guvernarea o să aibă o problemă, fiindcă se adună multe dosare, multe procese, avem de luptat cu corupția, avem de recuperat miliardul despre care spunem. Iată că ne-am pomenit într-un punct critic. Vom vedea ce soluții va propune, că de fapt nu noi trebuie să propunem, guvernarea trebuie să propună soluții. A venit momentul să vă întreb care dintre știrile săptămânii vi se pare că este cea mai importantă, că va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu vi se pare că este cea mai interesantă. Nicolae? Eu am scăpat din vedere o știre care trebuiam să o spun data trecută și o spun azi. Mă refer la Putin, la faptul că anchetatorii din Olanda au descoperit, sau zic ei că au găsit probe destul de puternice, că Putin ar fi fost totuși implicat în doborârea acestui avion din Malaezia. Au murit 298 de oameni și dacă se confirmă, în primul rând, faptul că s-a făcut o asemenea declarație și dacă încă se confirmă, atunci putem asista la o anumită schimbare, într-adevăr, a ordinii mondiale, dar nu în direcția în care dorește Putin. Igor, ce ți s-a părut ție mai remarcabil de mâna aceasta? Schimbarea guvernului, lucru despre care am discutat astăzi și cred că acest eveniment umbrește toate celelalte, deși celelalte evenimente de asemenea sunt extrem de importante. Am văzut închiderea spațiului aerian al Republicii Moldova, obiecte care survolează spațiul și sunt neidentificate și care pot pune în pericol activitatea
activitatea aeronautică a Republicii Moldova. Deci toate aceste lucruri se încadrează în ceea ce am discutat, pericolul la adresa stabilității politice din țara noastră. Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care îi explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, laboratorul social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni și, în esență, în fiecare zi de joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare.